Ora 14, emisiunea Drumurile Noastre, am ales să vorbim despre siguranță rutieră, despre accidente, despre educație rutieră, despre ceea ce se întâmplă pe șoselele din România, pentru că suntem numărul unu legat de tot ce înseamnă aceste accidente, morți pe șosele, suntem numărul unu în Europa, probabil în lume, dar în Europa sigur suntem pe locul întâi. Ocupăm acest loc, nu pentru că nu avem autostrăzi, nu, exclus. Vorbim prima temă cu... Îmi vine foarte greu să explic pentru că l-am cunoscut pe băiețelul acela. Vorbesc despre un copil care și-a pierdut viața pe trecerea de pietoni în comuna Jilava. Și vreau să înțeleg ce se întâmplă pe aceste drumuri, de multe ori le numim drumurile morții, trecerile morții, trecerile de pietoni și ce se va întâmpla de acum înainte pentru a nu a mai avea morți pe șoselele din România sau pe trecerile de pietoni. Prezint invitații, Gabor Șandor, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Bună ziua! Bună ziua! Ați venit cu trenul din Miercurea Ciuc? Nu, am venit cu mașina. Cu mașina. Domnul Diniță, Lucian Diniță, fost șef poliția rutieră. Bună ziua! Bun găsit și mulțumim de invitație. Și telefon cu mine, îi mulțumesc pentru intervenție, este domnul primar din comuna Jilava, domnul Elefterie Ilie Petre. Bună ziua! Bună ziua! Domnule, am ales să vorbim despre educație rutieră, despre accidente rutiere, despre tot ce se întâmplă pe șoselele din România și am început cu acel accident de petrecerea de pietoni, pentru că l-am cunoscut pe acel copil, pe acel băiat, pe acel tânăr, acum două săptămâni, dacă nu mă înșel, ați avut iarăși un accident tragic pe o trecere de pietoni în comuna Jilava. Vorbim despre DN5 București Giurgiu. Dumneavoastră întâi de toate sunteți localnic, sunteți om al acelui loc, al acelei comune, nu sunteți bucureștian. Vreau să vă întreb direct ce trebuie să se întâmple ca să nu mai existe accidente, indiferent că ar fi DN5, DN1, DN2. Da, bună ziua. Este regretabil ce s-a întâmplat. Nu trebuie să așteptăm un eveniment așa natură să putem să rezolvăm unele probleme. Decât că, cum bine știți, pene și naționale nu ține neapărat de primărie. Da? DN5-ul este în administrarea CNAIR-ului. Da, așa este. Și eu am cunoscut acest copil, îi știu familia... în Jilava și știu acest cartier, noi îl denumim cartierul Grădiniță. Ce se întâmplă cu... În 2017, eu când am venit ca primar și mi s-a prezentat acest proiect făcut în 2010, iată că în acea zonă desfința trecerea de pietoni. Acei oameni din zonă trebuia să ducă undeva la 300-400 de metri și să întoarcă înapoi să vină cartier. Mai mult de atât, în acea zonă este o platformă industrială. Bunicul meu a lucrat acolo. Vin undeva din București la 1500 de oameni în fiecare zi și muncesc pe această platformă. N-avem cum să-i trimitem la... Atunci a fost o petiție făcută de către oamenii din zonă și eu am mers personal cu ea la domnul director al CNAIR-ului de la momentul respectiv, Ștefan Ioniță, da? A convocat o ședință cu direcția de circulație, cu CNAIR-ul și am reușit să facem această trecere de pietoni, rețineți, fără insulă. Așa e denumirea de insulă, adică unde când treci după bandă pe alta, te asiguri și treci pe cealaltă bandă. Se vede din aceste imagini, în timp ce dumneavoastră ne explicați, noi rulăm acele imagini după accident. Vreau să punctez atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Știți foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Au avut loc aceste accidente? Ați reușit să faceți împreună cu cei de la CNAIR această trecere de pietoni care până la urmă se dovedește a fi noi am numit o trecere a morții.
E adevărat, așa este. Problema este așa, că am reușit la momentul respectiv, momentul 2018, să lăsăm această trecere de pietoni, fără să mai punem acea insulă. De ce? Fiindcă trebuia făcut o procedură de expropiere stânga-dreapta drumului național, da? Cu o hotărâre de guvern, cu ce... Și am reușit să stabilim la momentul respectiv să o facem așa, până când în viitor, știam că din 2019 era în proiect să facă niște pasarele subterane. Ceea ce s-a și întâmplat acum a fost scos la licitație pentru proiectare 3 pasarele pe drumul DN5. Una chiar în această zonă, a doua până în podul de la centură și a treia chiar în față la primărie. Bun, până construim acele pasarele, domnule primar, în timp ce noi vorbim, copii vin de la școală și trec pe acea trecere. În timp ce noi vorbim de pasaje subterane, nicio problemă. Dar până atunci, acum, în timp real, trec copii pe acea trecere. Vă spun acum, în urma evenimentului neplăcut care s-a întâmplat, am fost și am avut o discuție cu domnul secretar de stat Irinel Scrioșteanu și cu domnul director Pistol, că am reușit provizoriu să obțin aprobarea pentru montarea unui semafor până când se execută această pasarelă subterană și, repet, fiindcă în acea zonă, la acea trecere de pieton, n-avem această insulă în care poate să poposească, poate să oprească un spațiu special în care poți să oprești și să te asiguri. CNAIR-ul are disponibilitatea, ați primit acceptul CNAIR și din minister de la domnul Scrioșteanu pentru a avea provizoriu aceste semafoare cu buton? Da. Am înțeles. Ceea ce le va monta primăria. Am înțeles. Deci dumneavoastră, primăria Comunei Jilava, în următoarea perioadă, ne puteți spune și estimativ când acei copii sau oameni vor apăsa pe buton să traverseze în siguranță? Am făcut achiziția, am făcut contractul de achiziție, se spune că aceste componente vin din Italia și durează undeva la o lună jumătate. Domnul Diniță ar dori să completeze, nu? Din ce vă văd... Așa știu, e adevărat, au trecut 10 ani de atunci, 2013 am montat așa ceva pe Valea Prahovei, în Bușteni, luate de la o firmă pe care o cunoașteți dumneavoastră, Radu Spira. Și a dus din Italia și care s-a montat, astăzi de dimineață am vorbit, astăzi la ora 4 erau puse. Deci se pot monta mai repede? Da, ele sunt cu baterii. Vă rog, nu cu baterii, că n-avem cum cu baterii, trebuie să acordăm la curent. Noi avem în zonă un contoar în care putem să dăm curent. Am înțeles. Deci există o variantă în România și o modalitate de a se monta mult mai repede aceste semafoare cu buton. Dacă dânsul știe o firmă și poate să-mi dea un contact de acolo, nu-i nicio problemă, poate să-mi transmită un contact și iau legătura și cu firma respectivă. Astăzi noi ne-am interesat prin CNAIR și prin colegii mei care au montat prin Ilfov și București și mi s-a dat această firmă. Trebuie făcută și proiectare. Proiect eu trebuie să mă duc în comisia de la CNAIR să fie aprobat, să fie conform. Am înțeles. Și apoi să încep să montez. Am înțeles. Deci undeva la sfârșitul acestui an... Undeva la 1 decembrie ar trebui să le avem funcționale. Deci ați spus undeva la 1 decembrie vom avea semafoare cu buton pe acele treceri de pieton. Sunteți din Jilava, sunteți născut acolo, ați crescut acolo. Aici, în Jilava, adică oamenii de acolo, și nu sunt puțini oameni, își pun baza că primăria va avea grijă ca oamenii să traverseze strada în siguranță. Le-am promis oamenilor și mi-am dat și cuvântul de onoare la ceea ce s-a întâmplat, că rezolv această problemă. Și nu mai vreau să întâmple așa ceva pe raza Comunei Jilava. Vă mulțumesc pentru intervenție. Primarul Comunei Jilava a fost cu noi, domnul Elefterie. Domnule Șandor, e bine? E rău? Trebuie... Adică... Asta e varianta cea mai urgentă, să avem aceste semafoare, nu? Și apoi pasarelă sau pasaj subteran?
Trebuie să recunosc cu bărbăție că sunt marcat de știrea difuzată de dumneavoastră și ceea ce ne întristează pe noi care reclamăm că am fi profesioniști în domeniul siguranței rutiere, că iar a trebuit să moară un om ca să se facă niște lucruri care sunt de domeniul banalului. Adică marea problemă sistemică a noastră este că, în general, profesioniștii sunt blocați, mâhniți de dictatura mediocrității generată de anumite atitudini din partea unora sau altora. Nu aș vrea să exagerez foarte tare, dar ne aflăm într-o situație paradoxală, ca și femeia care la a patra căsătorie era încă virgină. Știți povestea, nu? Că se duce o femeie de 40 de ani la ginecolog. Ginecologul o întreabă de ce sunteți virgină după a patra căsătorie. Zice că primul soț al meu a fost un arhitect și făcea numai proiecte, al doilea a fost funcționar public și amâna lucrurile de pe azi pe mâine, al treilea soț a fost un politician care decât promitea. Deci ne aflăm într-o situație în care noi profesioniștii suntem blocați. Nu suntem lăsați să intervenim. Noi știm foarte bine faptul că... În timp ce noi vorbim, de la oră, deci în 10 minute, domnul primar a punctat faptul că pe trecerea aceea de pieton trec 1000 și ceva de oameni pe zi. Cel puțin. Și este una dintre... Știu trecerea aceea de pieton foarte bine. Una dintre victimele care s-au înregistrat în ziua respectivă în România. Dar mai sunt alți 5. Exact. Deci... Suntem într-un vârtej în care se pare că nu există voință să se iasă. Uitați, și amenajarea trecerii pentru pieton respectiv a fost o decizie ad hoc, raportată la ce perspectivă, la ce o să fie unii sau alții după expirarea mandatului. Deci, siguranța rutieră nu este o chestiune care se poate supune votului majorității sau trebuie să răspundă la anumite nevoi concrete. Da, ce nu se știa până acum, că șoferii au patru inamici mari și lați când circulă pe șosele, da? Deci aderența, vizibilitatea, obișnuința care a costat viața acestui om, de ce? Că s-a intervenit prin... trecerea pentru pieton într-un loc în care nu era. Deci nu știm să ținem cont de treaba asta, ca să nu spun de amenajările precare. Da, și natural, putem aborda toate segmentele, inclusiv din punct de vedere a educației. Oamenii nu înțeleg că traficul suferă de lipsă de empatie și de imaginație. Deci copiii de la școală, cursanții de la școală de șoferi, viitorii șoferi, de ce nu pot fi învățați în mod pragmatic să anticipeze ceea ce o să întâmple? Nu e mare lucru să-ți proiectezi propriul viitor într-o perspectivă de 10-15 secunde? Adică am înstrăinat lumea de ceea ce înseamnă știința de a se informa, știința de a comunica. În speța respectivă, cheia evitării accidentelor nu este altceva decât banalul contact vizual. Deci copiii nu sunt învățați să perceapă ce se întâmplă în jurul lor, nu știu unde să se uit, nu știu, nu sunt învățați, pur și simplu. Da. Domnule Diniță, avem o promisiune. Vă promit că în jurul datei de 1 decembrie voi fi pe acea trecere de pietoni să văd dacă primăria se ține de cuvânt. Și celelalte? Și celelalte autorități, pentru că pe acolo trec sute de copii. Sute de copii, îmi asum. Acolo sunt foarte multe locuințe, sunt foarte mulți copii care merg sau vin de la școală. Acolo este o reală problemă. Avem o promisiune de semafor cu buton și avem, știu că există în PNRR, am văzut pasaje subterane. Un pasaj subteran, în cât timp îl avem? Pentru toate trecerile de pieton de pe DN5 vorbim de pasaje subterane? București-Giurgiu, legătura cu Bulgaria, domnule Diniță. Bun. Haideți să începem cu... Sunt perfect de acord cu ceea ce domnul ministru a spus mai devreme. Avem niște tare sau carențe, dacă vreți, enorme. Dar am să spun în felul următor. Și domnul primar, dacă ne urmărește, acum cred că 20 de ani, primar al Jilavei,
A fost un fost coleg de-al meu, polițist. Gheorghe Brotea, dacă îi spune ceva numele ăsta. Am lucrat împreună, mulți ani. Din păcate s-a stins la un moment dat. La vremea respectivă se punea tot așa problema siguranței rutiere, pentru că la momentul respectiv, dacă vă aduceți aminte, era acest drum cu două benzi de circulație, exact ce spuneați dumneavoastră, cu circulație intensă și așa mai departe. Asta ca introducere. Doi, n-am înțeles și poate n-a fost dânsul foarte explicit ce înțelegere a avut fostul director general Ioniță cu cei de la direcția rutieră și au fost de acord să înființeze această trecere pentru pietoni, cu atât mai mult cu cât spuneți că sute de copii trec pe acolo, da? Da. Păi la proiectare când a fost atunci de celelalte treceri pentru pietoni sunt cu insulă, numai asta a rămas fără insulă. S-au trezit așa peste noapte, aoleu, n-am făcut-o pe asta. Da. Pe urmă, în altă ordine de idei, păi, dar, iertați-mă, dar codul rutier, așa cum îi place... le place tuturor să spună, a intrat în vigoare în 2003, unde există obligativitatea pe drumurile cu mai mult de o bandă pe sens, există insule de despărțire, astfel încât să ai loc de refugiu pentru pietoni. Pentru că dacă o să spună cineva că nu este adevărat, atunci CNAIR-ul să-mi spună mie când în 2000... Petre, te rog, ajută-ne din nou cu acele imagini să vadă oamenii acea trecere, ce înseamnă acea insulă între sensul, nu? Da. Bă, să nu spună mie, pentru că în 2020 la Potigrafu s-a pus exact aceeași problemă, deci DN1. DN1 București. Ajungem și la DN1 imediat. Da? Vedeți? Deci este trecere, sunt acele separatoare din beton. Copilul nu se vede de după? Da. Practic. Da. Deci dacă acolo la Potigrafu s-a putut face și s-a putut face, deci atunci, da, într-adevăr, a venit și cei de la Poliția Județeană, au venit și cei de la CNAIR, respectiv, la vremea respectivă activam acolo. Am fost cu încă un inginer de la audit, deci a fost o comisie întreagă, cu primarul și așa mai departe. Deci acolo, n-am fost, de ce să zic, poate domnul ministru poate să spună dacă s-a finalizat sau nu, dar vedeți dumneavoastră, iar această... aruncare că trebuie făcut un proiect. Ok. Trebuie făcut după aceea avizul CNAIR. Ok și asta. Dar dacă așa cum s-a făcut această trecere pentru pietoni, înțeleg peste noapte, a trasat și atât. Aia nu este semnalizare. Și chiar și dacă pui o semnalizare... Păi nu mai departe... trecerea semnalizată și sunt separatoarele. Atât. Domnul Edeș, iertați-mă. Dar acum nici nu te poți vedea. Uite, dacă te duci copil și traversezi, nu te vezi de separator. Dar o mare, dacă vrei, nu te vede. Și mai ales că discutați mai devreme și spuneați dumneavoastră, și o știm cu toții. Este un drum de mare viteză, un drum unde toată lumea aleargă. Da. Da? Ori ca să vezi, să ai pretenția că te vede, mai ales noaptea, eu ieri am trecut pe acolo. Nu mai devreme, mai târziu de ieri. Ieri, în jur de ora 3. Și m-am uitat expres la chestiunea asta. A, da, ziua să zicem că este, deși nici așa, pentru că și domnul ministru știe foarte bine că dacă ți-a oprit unul pe banda 1, copiii au obiceiul când a văzut că unul a oprit să fugă. Pe cel care vine pe banda 2 și nu încetinește, nu mai are nicio șansă. Și nici victima nu are nicio șansă. Am oprit acum imaginea, ce înseamnă insulă între cele două sensuri? Ei, adică dacă ar fi trebuit... aveți imaginea la următoarea trecere pentru pietoni, o să vedeți insula. A, este un spațiu de odihnă, îl putem numi? Exact. Refugiu, da. Exact. Este un exact așa se refugiu pentru... securizat, persoana... deci bordură înaltă, astfel încât chiar și dacă vine... securizat, dacă vine cu... plus balustradă. Deci iată că sunt niște norme. Am înțeles. Ce aereul le poate spune. Și mai mult decât atât este faptul că, vedeți dumneavoastră, vreau să zic despre acele pasaje subterane. Eu le-am trăit în 2013, aduceți-vă aminte, DN1, Comarnic, Buștenea, Zuga. Da? Așa a fost inițial ideea. Au trecut 10 ani. Au trecut 10 ani. Dar la momentul respectiv nu știau autoritățile unde sunt conductele de gaz, unde sunt conductele de apă, unde sunt instalațiile electrice, unde este căblăraia și așa mai departe. În acest sens, dacă vreți, puteți să-l întrebați pe Emanuel Savin, fostul primar al Buștenului, care într-o discuție la guvern a recunoscut împreună cu ceilalți primari de la vremea respectivă că nici ei nu au planurile.
Și atunci întrebarea se pune, bun, pasaj subteran, exact ce spunea și dumneavoastră la un moment dat, cât va dura așa ceva? Păi haideți să ne gândim la autostrăzi, pentru câte pasaje au fost și cât a durat. Păi dacă vrea să facă ceva, exact așa cum am agreat cu toții, semafoarele cu buton care le poate lua de la Otopeni, că știți foarte bine unde se află Radu Spirea, astăzi le-a montat. Că poate trebuie să vină Enel-ul? Bun, foarte bine. Până face legăturile la Enel, eu le-am pus, eu personal le-am pus în Bușteni, da, poate cu baterie. Poate trebuie luate din Italia. Da. Paranteză. Scuzați. Domnule Șandor, vreau să vorbim și despre educație rutieră. Știți de ce? Am copii, aveți copii, toți avem copii. Ideea este că vorbim despre tot felul de educație, văd tot felul de anunțuri, tot felul de... Dar nu, nimeni nu vorbește despre educație rutieră, domnule Șandor. Ați venit pe DN1, nu? N-ați venit cu drona. Ați venit cu vreo dronă la emisiune din Miercurea Ciul la București? Zilele trecute, și închid în 30 de secunde, doamna Adina Vălean, știți, este comisar european pe transporturi, nu? Știți de doamna Adina Vălean? Spune așa, investițiile în siguranța rutieră aduc nu numai beneficii umane, ci și economice. Dacă doriți, vă citesc ce a declarat doamna Adina Vălean legat de tot ce înseamnă siguranța rutieră în România. Cum stăm azi? Adică, e bucurător că vin banii, da? E salutară inițiativa, da? Suntem recunoscători pentru această inițiativă. Și doamna Văleană reamintește că România poate beneficia de fonduri europene de peste 12 miliarde de euro și investițiile în siguranța rutieră aduc nu numai beneficii umane, așa spune, în condițiile în care costul total al accidentelor produse în Europa este estimat la 2-3% din totalul PIB UE. Eu știu un lucru raportat la experiența pe care o avem cu toții în materie, și anume faptul că lucrurile care se pot rezolva cu bani sunt lucrurile cele mai simple. Să vă mai spun că anul trecut 20.000 de oameni au murit pe drumurile din Uniunea Europeană? Mai mult decât atât, în România la ora actuală se înregistrează cel puțin un accident la fiecare minut. Cum? Păi au trecut 22 de minute. Da, la ora actuală, de când am început emisiunea, statistic vorbind, s-au întâmplat 22 de evenimente rutiere, nu neapărat soldate cu decesul cu victimelor, dar s-au întâmplat ca atare. Deci un accident pe minut în România. Asta sunt statisticile de la UNSAR. Deci avem o problemă foarte... În fapt, aș exagera, poate nu, spunând că nu drumurile noastre sunt periculoase. Noi le facem ca să fie periculoase. Prin ce anume? Prin atitudinea dovedită sau lipsa chiar a prezenței mentale racordată la ceea ce înseamnă ritmul sau dinamica traficului. Și problema educației, într-adevăr, cum ne-a învățat Mandela, singurul mod pentru a putea schimba lumea este educația. Asta este foarte clar. Dar atenție către ce efort se canalizează eventuale investiții sau eforturi individuale. Că, cum să spun, veșnicele amenințări cu amenzi nu ajută. Uitați-vă și vis-a-vis de consumul de droguri. A venit fiica mea ieri acasă, li s-a făcut o prezentare apropo de consumul de droguri și mi-a spus foarte sinceră că tata sunt sătulă de amenințările acestea, ce noi nu știm că drogurile sunt periculoase. Deci, în materie de educație, ca să o luăm de la cap la coadă, că e problema de actualitate, drogurile, copiii nu trebuie la ora actuală conștientizați vis-a-vis de ce înseamnă un drog sau care sunt efectele lor. Ci educația ar trebui să se axeze pe încurajarea copiilor să aibă curajul să spună nu. Nu cui? Distribuitorilor, colegilor care eventual consumă. Că în fapt, să nu uităm un lucru, că anturajul este cel care în cele din urmă definește comportamentul sau atitudinea dovedită de, inclusiv de conducători auto în trafic sau
chiar și în domnul cazul pietonilor. Domnul Jandura, deschis cutia Pandorei, e o problemă în trafic cu drogurile, cu șoferii. Domnule Etveș, statistic vorbind, cât la sută din numărul total de accidente sunt provocate de drogați? Cam 2,5%. Întrebarea retorică. În fapt, în trafic, avem problemă cu cei 2,5% sau cu cei 97,5%? Înțelegeți? Numai că tentația noastră, nu știu din ce motiv, s-a degenerat în ce manieră încât încercăm să soluționăm problemele prin identificarea vinovaților sau credem că identificând vinovatul am rezolvat problema. Ori nu e așa. Problema mare este alta, nu neapărat a drogurilor. E o problemă și drogurile, și consumul de alcool, da, de acord, statistic vorbind, sunt la același nivel din punerea gradului de pericol, dar dintre cele 22 de accidente care s-au consumat de când am început emisiunea, câți șoferi credeți că au fost drogați să băuți? Poate niciun. Domnule Diniță, domnul Șandru a deschis cutia Pandorei 2 mai. Da. Și doar aș face o completare. Bine, între timp au apărut alte, s-au pus Batista la propriu pe acel caz. Ei. Nu? Așa se întâmplă în România. Și am să fac o simplă completare, după care o să începem să dezbatem exact ceea ce doriți. Păi iertați-mă, dar în 2003 a intrat în vigoare codul rutier, da? Ordonanța cu regulamentul și așa mai departe. 2003, atenție, la articolul 139 se spune clar în ce condiții trebuie făcut educația rutieră. Ministerul de Interne este obligat să aloce sume anuale. Le-a văzut cineva până astăzi? Eu nu mi-aduc aminte. Cel puțin cât am activat, eu n-am văzut niciodată. Vedeți? Unde, ce vă oprești? Adică, nu sunteți parlament. Dom'le, vorbim de educație rutieră în școli? Mă lăsați să vă dau un exemplu? Da. Ținând cont de faptul că a existat tot timpul această problemă de fonduri, da, am reușit, la un moment dat, să capacităm instituții, organisme și așa mai departe pentru a încerca să facem educație. E adevărat, să spunem sponsorizări, deși nu erau sponsorizări, erau o susținere, să spunem, în astfel de situații, da? Cu ministere, cu și așa mai departe. Chiar cu doamna Andronescu am avut un proiect în care încercam să implementăm educația rutieră la grădiniță. Da? Bun, ce s-a întâmplat? Păi să-mi fie cu iertare, dar la un moment dat m-am trezit cu corpul de control al ministrului de interne care a vrut să verifice de unde am avut noi fonduri să facem, ba, de 1 martie, ba, 2 martie, de ce am făcut cu tare acțiune pentru educație rutieră. Vă aduceți aminte? Existau poligoane în care erau copii, făceai cu copii de la școli și așa mai departe, cu biciclete, cum trebuie, cu patrulele școlare de circulație. Mai exista așa ceva? Eu nu mai țin minte să exista așa ceva. Vedeți? Deci noi încet poate scrie la lege, poate să, dacă faci, s-ar putea să ai o problemă că trebuie să te controleze cineva de unde și cum îți ai permis tu să faci. Dacă nu faci, aha, n-avem cum. Spuneați, dar doamna Adina Vălean, păi să-mi fie cu iertare. Vă recite știrea? Nu e nevoie, că am reținut-o foarte bine. Dar eu îmi pun o singură întrebare. Am plinit 20 de ani de când e la Comisia Europeană? Nu știu exact. Cred că. După 20 de ani se aduce aminte că ai o problemă de siguranță rutieră și tot la Comisarul European pe transporturi era. Foarte bine. Niciodată nu e prea târziu. 12 miliarde de euro pentru siguranță rutieră. Modernizarea transporturilor. Stați așa că aici deja, dacă mi-a zis modernizarea transporturilor, înseamnă că cu educația rutieră altădată. Pentru că la educație rutieră cred că este... Nu știu cât la sută sau ce înseamnă, nu știu, legătura între educație rutieră... Domnule Șandor, poate și dumneavoastră câteți de enie maghiară. Ne traduceți, nu? Care e legătura între modernizarea transporturilor, 12 miliarde de euro, și educație rutieră? Există vreo legătură? Că noi ne-am înțeles, să noi suntem români. Și dumneavoastră. Care e legătura? Deci suntem într-o situație în care orice inițiativă trebuie să recunoaștem că este salutară. Generozitatea de a ne livra 12 miliarde de euro este una fantastică. Dar vin, uite, sunt aici pe calea Victoriei. Problema... În două vagoane de bani. Așa, mai departe. Deci, singurele lucruri valoroase în viață le-am făcut
personal, fără cap, fără bani. Și mă gândesc la copiii mei, da? Deci, revin încă o dată la ideea. Nu banii sunt problema. Problema noastră sau problemele noastre sunt două. Nu știm să ne organizăm. Da? Da. Și a doua, nu avem consecvența necesară pentru a încuraja inițiativele care s-au dovedit a fi valoroase. Deci n-am învățat suficient de bine de la Ștefan cel Mare că strategia nu trebuie inventată, trebuie identificată din altele câștigătoare. Deci noi încă, v-am spus, suntem marcați sau în Morișca sau în, da, în Morișca dictaturii mediocrității în materie. Deci există inițiative, odată ce, cum a spus și domnul director Adineaur, cele care se dovedesc a fi salutare sau benefice, automat sunt înjumătățite datorită agresivității diversilor sau diverselor autorități care stau pe margine, da, e ușor să comentez de la peluz. Dar meciul se joacă în teren. Adică cine la ora actuală riscă să intre în teren cu o inițiativă cât de generoasă să fie, automat ce înregistrare fluierul de la tribună. Da. Rămân în această zonă a accidentelor. Azi noapte sau azi dimineață, nu, domnul Diniță, a avut loc încă un accident mortal pe DN2. DN2, drumul morții? Evident. De-aia, dacă ați remarcat, n-am spus bună ziua la începutul emisiunii dumneavoastră, ci am spus bun găsit, pentru că pentru, cel puțin pentru mine și marea majoritate a locuitorilor din cartierul Berceni, da, a fost... Nu numai dumneavoastră, da. Și colegi de breazlă, Ovidiu Zară și alți ziariști au punctat ce s-a întâmplat azi dimineață la ora 7 pe DN2. Da, și mai ales pe un tronson de drum. Culmea este că undeva, cred că exact acum, nu, în august au trecut 3 ani, când împreună cu televiziunile am făcut un reportaj pe acest drum, București-Ursiceni. Am explicat tuturor și chiar am rugat la momentul respectiv pe cei care erau din media să promoveze ceea ce spuneam, că acel drum nu este cu două benzi. Acel drum nu, dacă pun... Și am să vă dau un exemplu. În 2009, în martie 2009, 5 morți au fost la ieșire din Movilița. Exact la fel. 4 tiruri s-au angajat fiecare, deci 2 s-au angajat în depășirea altor 2 tiruri, în condițiile în care nu încăpeau. Din ce citesc, exact acest lucru s-a întâmplat, exact, și azi dimineață. Exact. Și în momentul în care au intrat în depășire, exact același lucru s-a întâmplat, a prins un turism, l-a prins exact la mijloc și pur și simplu l-au forfecat. Vă dați seama, dacă găsești victimele aruncate de mașină la 11, 15 metri, 20 de metri, și inclusiv tirurile lovite între ele, bineînțeles. Dacă puneți în momentul de față, uitați-vă. Deci informații, este o bandă, și imagini care vă este o bandă pe sens, cealaltă este acostament consolidat. Această aberație de drum. Poți să dau numele domnului Iordache George? Da. Luptător SAS? Da. Avea 42 de ani? Da. A fost implicat într-un accident rutier, soldat cu decesul acestuia. Deci nu dăm vina lui. Accidentul a avut loc pe DN2 la kilometru 60 în apropierea municipiului Urziceni și a fost provocat de Niță Ninel, care conducea un ansamblu de vehicule format dintr-o o autoutilitară și o remorcă. Acesta s-a angajat în depășirea unui alt ansamblu de vehicule condus de geantă Ștefan, intrând pe contrasens. Niță Ninel a impactat frontal autovehiculul condus de Iordache George. Domnul Diniță ne-a transmis acest mesaj astăzi. Este un Șoferii comunicat. Tirurilor n-au pățit nimic, domnule Șandor. Da, păi asta e rezultatul confirmat inclusiv de statistici. La ora actuală în România se poate obține permis de categoria C sau CE
cu oficial cu 5.000 de lei, ori pe rețele de socializare, ce discută șoferii între ei, că obținerea permisului și atestatului costă 10.000 de lei. Întrebare retorică. Unde e diferența dintre 5.000 de lei și 10.000 de lei? Pe unde se ia 5.000 de lei? Pe drumuri. Pe drumuri? Șofer pe drumuri. Adică vă puteți imagina că la ora actuală pregătirea unui profesionist se rezumă la 2 ore de pregătire practică, după care se prezintă la examen. Stați un pic, că emisiunea Drumurile Noastre e de la 1 la 3, adică 2 ore. Adică noi în 2 ore de emisiune am putea trece această pregătire practică? Nu ne trebuie, decât în pauza publicitară, cred că am putea obține și permis și atestat de profesional pentru a conduce camion. Camioanele care au condus la acest accident tragic. Da. Și a pierdut viața acest om, un luptător SAS. Deci în mod cert, șoferii nu sunt... Lucra în direcția de jandarmerie, dacă nu mă înșel, acest domn, 42 de ani. Vreau să-l odihnească Iordache George. L-ați văzut ieri, l-ați întâlnit ieri. Da, culmea este, deci ne-am întâlnit fizic, nu la telefon. L-ați văzut, l-ați întâlnit pe acest om ieri, da. Care a murit pe șoselele din România, domnule Diniță. Corect. Și de ce? Pentru că nimeni nu vrea să înțeleagă că acest DN2 este pur și simplu o loterie. Așa cum soluția constructivă adoptată cu mulți ani în urmă, a existat la un moment dat acea transpunere în practică de către un ministru al transporturilor, care cred că era până în 2018-19, când a făcut acele benze alternative. Răzvan Cuc. Pe o, mă rog, domnul Cuc, care erau întinse pe mai multe porțiuni, ceea ce dânsul poate să confirme, dacă este, este ceea ce am auzit, că dintr-un anumit punct de vedere, peste noapte au fost șterse acele, au fost desfințate acele benze alternative și a rămas la ceea ce a rămas acum și ceea ce se întâmplă acum. Și mai mult decât aș veni tocmai în sprijinul domnului ministru aici și să spun exact același lucru. Ne trezim odată pentru totdeauna ce înseamnă șoferul profesionist și mai ales când îi dai pe mână peste 7,5 tone, ne trezim sau nu? Dacă nu, atunci da. Ajungi la stadiul la care spui, Dumnezeu m-a ajutat, am ajuns acasă. Putem face un top 3 al drumurilor morți în România? Domnilor, pe locul 3. Eu aș preceda această idee de recunoașterea statistică. Eu personal am făcut un studiu în urmă cu un an de zile în care arătam cine sunt șoferii cei mai periculoși în România raportat la numărul de evenimente înregistrate. Noi, B-urile, nu? Noi, cei care avem B-ul, nu? Nu, în mod paradoxal. Au motoare? Evident, motocicliștii pe primul loc, dar pe locul 2 nu suntem șoferi amatori și sunt profesioniști. Mai mult decât atât, toată lumea a fost surprinsă de... Adică de... șoferii profesioniști produc mai multe accidente surprinsă decât de noi amatorii care avem B-ul? Deci din punerea periculozității, da, pe primul loc, făcând abstracție de motocicliști, sunt șoferii de categoria CCE care au vârsta cuprinsă, atenție, între 55 și 60 de ani. Ei sunt cei mai periculoși. Natural că este și o conjunctură socială aparte. Probabil ei, fiind mai responsabili, sunt marcați de evenimentele din societate într-un fel sau altul. Mai pe scurt, nu dovedesc prezență de spirit sau la locul faptei. Nu sunt în cabină decât fizic. Da? Și din cauza asta, ei, statistic vorbind, sunt cei mai periculoși. Deci nu începătorii, nu șoferii amatori și profesioniștii de care conduc mașini grele, CCE, și au o experiență respectabilă. Mașinile grele de pe DN2, depășirile acelea au cauzat această tragedie. Și am mai observat un lucru, că am făcut poate o greșeală, dar merita să reflectăm. În ultima perioadă prea am bătut monedă pe așa zisa viteză excesivă. Și uitați unde am ajuns. Că la ora actuală întâlnim mult mai mulți șoferi care deranjează traficul circulând cu viteze inexplicabil de reduse decât cei agresivi. Adică
Și mai mult decât atât, uitați-vă la mașinile școală, cu ce viteză circulă în localități, cu 20-30 de km la oră, iritându-i pe ceilalți, da? Deci, pe vremuri, pe vremea domnului director, era o referință la promovarea examenului, dacă ești capabil să te racordezi la ritmul obișnuit al traficului, astfel încât să nu deranjezi ceilalți interlocutori, ceilalți participanți la trafic. Da. La ora actuală instruirea se face cu 20-30 de km la oră. Probabil la examen se pretinde în consecință că dacă ai sărit de 40 de km la oră, ești picat. Pe vremuri era o dovadă de competență dacă reușeai să te racordezi la ritm. La ora actuală, în ce situație suntem? Că ne pomenim în zone cu limitare de 70 cu mașini care circulă cu 20-30. Da. Împiedicând traficul. Dacă vreți să fi să iadă... Top 3 drumul morții și luăm pauză. Top 3 drumul morții și luăm pauză. Îl vreau. Eu pe locul 3? Locul 3 este mai mult ca sigur DN6. DN6, București, Alexandria. Pe locul 2? DN1. Și pe locul 1, DN2. Mai discutăm? Eu rămân la părerea mea. Nu drumurile sunt periculoase. Da. Noi le facem ca să fie periculoase. Da. Prin comportament, prin atitudine, nimic altceva. Pauză, revenim pentru concluzii. Da, suntem din nou în direct, emisiunea Drumurile Noastre, emisiunea pentru tot ce înseamnă infrastructură în România, emisiunea care urmărește tot ce înseamnă transport rutier, transport de cale ferată, transport feroviar. Vreau un minut să punctez și să vorbesc și despre o dezmințire, pentru că zilele trecute în cadrul știrilor A fost publicată o filmare, să spunem așa, legat de unul dintre mecanici de locomotivă din cadrul depoului București Călători. Am vorbit cu acei domni și ne-au rugat să punctăm faptul că acel domn din imagine este un mecanic care a ieșit la pensie cu ceva timp în urmă și care niciodată nu a avut niciun fel de abatere, să-i spunem așa, și acea imagine este de la Făurei, de la depoul de la acea zonă de încercări care aparține aferului. Deci, încă o dată, mecanicii de locomotivă de la CFR Călător să știe că întotdeauna noi emisiunea și postul punctăm lucrurile și dezvoltăm lucrurile în mod corect și fair play. Trecem mai departe, concluzii legate de siguranța rutieră, de educația rutieră în România. Câți oameni trebuie să mai moară pe drumurile din România să se întâmple ceva bun sau de bine? Eu cred că în următorii 10 ani... Putem să tăcem două minute, nu-i nimic. În următorii 10 ani nu se va schimba ierarhia. 10 ani? Da. În continuare 10 ani? Trebuie să mai suportăm foarte mult, fiindcă nu înțelegem că în situația de criză sunt două măsuri dureroase, principiale de luat, pe care le evităm cu maximă perspicacitate. Cele două lucruri sunt simple. Trebuie să reconsider regulile care te-a dus în situația în care ești în criză, deci trebuie reconsiderate reglementările în speță raportate la sistemul de formare al șoferilor, al instructorilor, fiindcă totul e praf, da? Da, domnule Șandor, da. Al doilea... Am întrebat câți oameni trebuie să moară și amândoi fiind două persoane, aveți plus minus 50 de ani, a tăcut preț de secunde bune. Făceam o socoteală câți au murit în pandemie. Și eu zic că au fost foarte mulți morți. Dar siguranța rutieră cere mult mai multe victime. Un minut mai am și trebuie să fac un anunț important. Nu plecăm de aici, nu părăsim incinta. Suntem aici de mai bine de un mandat întreg de ministru. În fapt au fost 4 miniștri în 4 ani. Rămânem aici să urmărim drumul banilor publici cheltuiți fără rost de cele mai multe ori. Noi am fost aici să urmărim drumul proiectelor în infrastructura acestei țări numită România. În talpa ei vorbesc de acest lucru. Miniștrii vin și pleacă.
Noi am fost aici și rămânem pentru drumurile noastre toate. Vă anunț că emisiunea Drumurile Noastre se mută duminica și de duminica viitoare ne vom vedea de la ora 16. Vom avea 2 ore între orele 16 și 18. Emisiunea Drumurile Noastre continuă, domnilor, nu se oprește. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc domnule Șandor, mulțumesc domnule Lucian Diniță. Ne revedem duminica viitoare. Drumuri bune!